cât zice acolo, 19 grade. 19 grade. Bă, ce rezist eu, fără să vin la stupi. Am văzut că e cald. Bă, zic, eu vreau să văd ce se întâmplă, că până la ora, cât e mă ceasul? Ora 2, am deja 3 kg la cântar. Bă, zic, ce se întâmplă, bă, tata, aici? Vreau să văd ce se întâmplă. Și am ajuns aici, să vedem ce se întâmplă. Ia uite ce aici, bă, tot. Ia uitați-vă ce aici. Deci până la ora 2-3 kg pe plus. Băgați, mamă miere, băgați. Băgați, frumușelelor. Auzi aici, bă, tata. Bă, ce mai râdeau de mine. Făcea pe 3 rame, Ernest, mă. 3 rame. Bă, 3 rame, mă. De la 3 rame o să facă Costin 3 butoaie de alea de 300 de kg de miere de rapiță. De la 3 rame. Costin se descurcă. Și cu 3 rame și cu... Niculae, tată, auzi aici. Dacă te uiți la filmarea asta, le vezi cum zboară? Bagă o serie de regine la crescut acolo. D-alea negre, tată. Bagă o serie de regine negre, că vreau să fac rui. Nu acum, până luna mai așa îi fac. Aută-le, tăticule, ce? Deci până la ora 2 mi-a arătat cântarul 3 kg pe plus. Super, tată. Deci, Niculai, tată, pune mâna și bagă-mi o serie de regine, de-alea negre, tăticule. De-alea negre. Că nu mai pe de-astea merg. Nu mai pe de-astea merg, tată. O frumusețe, tată. Uite, mai devreme era 2,87 kg, am dat acum mesaj, 3,64 kg. Ma, hai cu 5 kg asta, hai cu 5 kg. Deci, cred că am pus eu filmarea, ce am făcut? Am venit ieri cu peria și am luat din cad aici toate ramele care erau cu miere din cadul ăsta mare, parcă am mai lăsat una, de la mic n-am luat. Am luat ramele de încat cu miere și am distribuit la alții care erau mai slăbuți, că mai am și de aia mai slăbuți. Și acum cântarul, când a văzut cântarul, albina de pe cântar, când a văzut că nu mai e miere aici, azi bagă 5 kg să joacă. Ce 5 kg, mă, dacă până la ora 2 a băgat câte era, mă, 3 kg și jumate câte a... Ce-a pătată, știi cum bagă, rupe. Bun, cam asta e, merge bine, nu deranjez niciun stup decât am venit așa, trecem puțin pe la ele, vedem care e treaba pe aici. Am văzut că a trecut doi bicicliști și eu știu cum au fi trecut sărace până albinele astea, nu știu. Așa. Bă, merge treaba blic, sunt mulțumit tare de tot. Deci am iernat pe 3 rame și am ajuns să-mi bage 5-6 kg la zi, mă. Haide, zice, bă, du-te la aia, la salcâm. Ce să te duci la salcâm, bă, tata, uite ce aici am. Uite mierea, mă, mierea galbenă, o vedeți? Acum. Să mă duc eu la salcâm, mă, când rapița e, uitați-vă alea cât de frumoase. Deci, du-te, bă, la salcâm, că am forit salcâm. Nu mă duc, mă, să bage rapița, tata, eu nu dau mierea din mână pe aia din pom. Dacă eu văd că merge aici, lasă-mă, stau aici până să topește rapița. Prind eu salcâm, 2, 3, e timp și pentru ăla. Bun, uitați-vă aici, deci pe vârfuri. Mai are de deschis așa câțiva, dar treaba e că mai sunt și nemfuriți, uite. Deci mai ține data, uite, mai pe jos, da? Ia. Ia uite, nemfurii, da? Băi, se vede galben. Se vede galbena și frumoasă. Merge cu 4-5 kg. Când e cald și frumos, că a mai fost și ploi și nu am mai mers, aia e. Nu plec la niciun salcâm. Aceea stau putat. Nu mai plec eu, că am mai făcut eu prostii de-astea, dar am plecat de la 3-4 kg și când m-am dus la salcâm nu mergea deloc. Era pe minus. Era pe minus, tată. Ce are? Am murdărit camera. Era pe minus cântarul când m-am dus la salcâm. Așa că
Lasă, bage miere de asta, tată, că la mine are preț și mierea de rapiță. 30 de lei, borcanul, mergi. Ai arnat cu tine în 3 rame. 3 butoaie de alea de 300 vreau să fac de miere de rapiță. 3 rame, mă, zice. Au iernat alții în 7 rame, în 8 rame s-au lăudat. Și acum, unde-i mierea, tată? Nici nu s-a urcat bine în cată. Asta e. Cine râde la urmă, râde mai bine. Da, sunt bucuros, mă. Bagă miere de rucă, tată. Chiar sunt curios azi cât va fi, dar oricum, sar de 5 kg. Dacă e 3 kg jumate acum, mă, la 2 jumate, 3 kg jumate. Mă. O face vreo surpriză de aia de 8 kg? Deci dacă îmi sare de 6 kg azi, ceea ce este posibil, mâine vin la stup, că mai am câțiva plini, care n-am mai apucat să le scot ramele. Și la fel, le scot ramele alea pline și le bag iar goale. Că în momentul când le pui rame goale, ele bagă mai tare. Să bage tata, că am bagat și eu pentru ele. Să bage miere, tata. Cam asta e. Sunt bucuros, merge bine, treaba e bună. Cam asta e. Și cred că sar și eu la salcâm 2 direct, dacă nu apuc să mă duc la salcâm 1 care deja am florit, dar nu știu dacă dă nectar sau nu. Care trebuie, mă, sar și eu la salcâm 2. La 3. Asta e. Trebuie să fac roi. Deci Nicolae, dacă te uiți la filmarea mea, azi că-ți dau eu link-ul să te uiți, bagă în lucru acolo niște regine, deci fă o creștere de regine, de alea negre, bă, cele mai negre care le ai, bagă o serie de regine pentru luna mai, așa, pe vreo, cred că pe vreo 15 mai, așa fac roi, 15-20 mai, oricum, pe 20 mai cred că se termină salcâmul, cam atunci, da, exact după ce extrag salcâmul, 20 mai cred că se termină. 20-25, cam pe acolo trebuie să termine. Salcâm 3 mă refer. Bagă o serie de regine că trebuie să fac roiuri neapărat. De-alea negre, tată. Deci nu mai vorbim cu de-alea mai tărcate, mai cu maro, mai cu gri, mai... Nu, tată, neagră. Cum e capul să fie toată? Cum sunt ochii negri, așa să fie toată regina neagră, tată. Bă, ce flair am avut eu, ce intuiție am avut, dar am trecut pe regine negre. M-am prins și-o, bă, tată, bă... Ostin are experiență, tată. M-am prins eu. Care treaba, nu mai zic, că n-are rost să mai zic. Dar eu am trecut pe regine negre. Și fiecare e liber să meargă pe ce regine vrea. Roșcate, mașcate, sure, cum vrea el să meargă pe ce vrea. Eu merg pe negre, tată. Și am demonstrat și demonstrez ce poate să facă regina neagră. Și încă ceva, am pus o filmare cu... un stup din ăla cu dâmbotcă de roire. Ați văzut și ăla, dezvoltat, meserie, a băgat și boș de roire, bă. Am spus-o și o mai spun o dată. Ce n-aș fi dat eu acum să iam toți stupii să aibă boș de roire? Mă, toți să ai venit boș de roire. Mă, munceam 2 zile și rupeam bocile. Dar stupul ăla de roire e full de miere, și catul mare și catul mic, e plin de albină, i-am luat 3 rame de puiet căpăcit, deci pur și simplu puteam să iau o ramă cu botcă să fac cât un roi. Bă, 3 rame de puiet căpăcit i-am luat. Vă dați seama? Deci 3 rame de puiet căpăcit. Și dacă luam ramă cu botcă, făceam un roi de toată frumusețea. Cu 3 rame de puiet căpăcit când eclozează, ce înseamnă ramele alea? Înseamnă vreo 7 rame de albină? Înseamnă. Păi ce roi mai e ăla? Deci îl faci familie direct. Deci ăla la floarea soarelui adună bine. Deci eu aș fi vrut să am toți stupii plin de miere, plin de albină și plin de boci. Care e problema? Rup bocile, l-am scos de înroire, muncesc 2 zile, 3 zile. La o săptămână iar intru în ei. Bă, dacă să-l ai plin de miere, să ai 35 de kg de miere în cap pe la mine, catul mare și ăla mic, păi vine vreo 1200 de kg de miere la toți stupii mei, nu? La ăștia 36 de pe camion. Păi cine aș fi vrut eu să am în momentul de față o tonă 200 de miere, să fac 36 de roi, și stupii plin de albine. Nu era bine? Fund aula, toți le e frică de boș, le e frică de roire. Lasă, bă, tată, mai și muncim. Dă-i cu botca, dă-i cu roirea, dă-i cu ce-i dai acolo. Dacă vreau să întorc și eu, mă, lăsați-mă și pe mine, hai să întorc. Nu fac o prostie aici.
mașină. Mamă, n-am spațiu. Aglomerat tare aici și mă întorc, că nu e bine pe partea. Mersi, tată. S-a făcut coloană și mă întorc cu ea pe altă parte. Deci eu vă spun la modul cel mai sincer, dacă aveam acum boci în toți stupii, nu mă deranja. Dar să fi fost așa, plin de mire, plin de puiet, plin de albină, păi cu ce să mă deranjezi? Realizați ce înseamnă 36 de lei? Bă, îi vinzi. Cu 250 de lei să-i vinzi. 3 rame de puiet căpăcit și cu botcă, mă rog, să bagi la împerechea regina în 2-3 săptămâni acolo să împerechea. Deci o grămadă bani făceam pe roi, miere, o tonă și ceva și stupii dezvoltați. La ce să-mi fie frică de boci, tată, da? Muncești, tată, 2-3 zile, rup boțile, asta e. Păi, dacă să am stupii bolnav, mă, m-am săturat 2 ani de zile, mă, de puiet văros. M-am săturat. De la ce e, de la ce e? Nu le dădeam de cap deloc. Toți apicultorii, tu ești de vină, nu știi când să pui rama, nu știi când să scoți rama, nu știi să pui diafragma, nu știi, nu știu, nu știu, nu? Acum știu. Măi, voi care m-ați comentat toată iarna, acum știu de merg stupii bine? N-am schimbat nimic. Tot în camionul ăla sunt cu stupii, tot cu ramele alea, tot cu caturile alea, tot cu stilul meu de lucru. Tot cu turte proteice, că m-ați zăpăcit și de turtele alea, mi-a scris. Mi-a venit și mie rândul acum să-mi scot dreptatea, nu? Păi, hai mă să fim serioși, bă, tata. Mai vedeți și voi realitatea sau vă faceți că nu o vedeți? Bă, cam faceți că nu o vedeți, aia e. Bun, cam atât. Scuze că poate m-am agitat puțin, dar pe dreptate. Că prea am fost luat la rost, 2 ani de zile am fost bat jocura la toți așa. Și acum demonstrez că stupii merg bine, dezvoltare maximă și totul merge bine. Cam atât, sănătate și numai bine. Deci acum la ora 6, da? Încă n-a intrat tot albina. 6,77 kg, da? Deci stupul de pe cântar, eu i-am luat catul de miere, ați văzut, am împărțit mierea la alții, am arătat eu în filmare și am pus alcat gol. Și uitați-vă ce a putut să facă azi, prima zi. Deci, 6,7 kg. Acum e clar, nu toți stupii sunt atât de buni ca să bage 7 kg. Ăsta e un stup bun, dar lui Nicolae, care e pus pe cântar și uite, bagă așa. Mai sunt și alții buni, dar posibil alții au băgat 5 kg, alții 3, alții 2, care mai slab poate 1,5 kg. Adică, eu nu spun acum că, mama, dacă a băgat la mine 7 kg, în fiecare zi bagă 7 kg, tot stupii, 7 ori 3, 6 de stup, mamă, 250 de kg de miere pe zi bagă. Nu, fals. Asta sunt câțiva stup de nivel mai top așa, care, uite, au băgat așa, da? Dar sunt și stup mai slabi. Bun, cam asta am vrut să arăt.